optimist. E sărbătoare mare în familia lui Silviu Prigoană. Astăzi, Mihaela, soția afaceristului, își sărbătorește ziua de naștere. Iar noi îi urăm chiar acum la mulți ani. Bună ziua, la mulți ani! Probabil nu aveți parte de o zi de naștere așa cum v-ați fi planificat în mod normal, dar am zis, astăzi găsim bucurii în orice. Ce faceți? Ce să fac? Sunt acasă cu copii, cu familia. Într-adevăr, nu este o zi așa cum mi-aș fi dorit, dar eu întotdeauna mă bucur de lucrurile simple. Adică că suntem sănătoși, că suntem împreună, că este soare afară. Astea sunt lucrurile care pe mine mă bucură. Într-adevăr, astăzi nu aștept să mă întâlnesc cu toți cei care mi-am dorit. V-a dat planurile peste cap această pandemie? Nu știu, ați fi organizat în mod normal sau dacă chiar ați făcut planuri să organizați o petrecere sau, nu știu, o întrevedere, o cină, un prânz cu familia și cu prietenii? Da, să mă întâlnesc cu prieteni, cu oameni cu care colaborez, dar vedeți ce se întâmplă. Nu este o mare problemă pentru mine acest lucru, dar vom... Vedeți, în ziua de azi nu mai e o mare problemă pentru niciunii dintre noi. Chiar vorbeam în minutele anterioare, ajungem să ne bucurăm de lucrurile simple, cum spuneți dumneavoastră, de sănătate, să ne bucurăm că cei dragi sunt sănătoși și cu siguranță la finalul acestei perioade, că va trece. Cu siguranță va trece. Vedem lucrurile cu alți ochi. Să fim sănătoși cu toții și să mulțumim Domnului că nu suntem în epoca de piatră și că vă avem pe dumneavoastră, cei care ne informați mulțumim. În fiecare zi cu tot ceea ce este nevoie pentru zilele în care trăim. Faptul că ne spuneți zi de zi să stăm acasă și noi că ascultăm, asta deja este un lucru mare. Cum abordați problema dumneavoastră? Cum abordează familia Prigoană problema? Stați acasă? Stați în izolare? Sigur că da, cu toții stăm acasă și așteptăm să vedem ce se întâmplă. Să sperăm că nu vom sta foarte mult timp acasă. Asta sperăm cu toții. Da, nu va fi bine în niciun caz, ținând cont de partea economică, chiar ne afectează pe toți și acest lucru nu este bine. Important că trecem cu bine, vom fi sănătoși, dacă stăm acasă cu siguranță vom fi sănătoși și atunci reluăm tot ce am lăsat, ce a rămas nefăcut. Mulțumim pentru doza de optimism. Mulțumim că ați intrat în direct cu noi și încă o dată vă spunem la mulți ani, multă, multă sănătate și petrecere frumoasă astăzi alături mulțumesc de cei dragi. Suflet, mulțumesc, numai bine tuturor. Vă pupăm, mulțumim tare mult. Așa. Vă urmărim. Mulțumim. Mergem mai departe, dragii mei. Vica Blu.